ațihați la telejurnal. Băi nene, a nebunit lupul. S-a întors lumea cu curul în sus. Ministrul Injustiției, tovarășul Urinel Toader, care se dă de ceasul morții să o tragă pe roată pe Cruduța Chioveșii, la comanda partidoiului, care a băgat în Parlament pachetul de legi antijustiție și se pregătește să facă varză de Bruxelles din codurile penale, a mai venit cu o propunere bombă. Acesta vrea să premieze cu 1000 de euro la toată lumea! Nu! La toată lumea din Pârnaie! Deci, vrea să premieze pe pârnăiași care a stat la bulău în condiții improprii, zice el, adică cu șobolan la toaletă, păduchi în saltele și cu igrasie pe pereți, care n-a avut 5 stele, așa cum ar trebui să aibă orice om care, nu știu, face tealea, dă în cap, ia din buzunare. De exemplu, cine a stat la răcoare în condițiile astea timp de 4 ani, ar trebui să fie despăgubiți cu sume între 8 și 12.000 de euro, să-mi tuf una. Dacă n-a avut 5 stele, mor de nervi. Îmi vine să spar cu toporul primul bancomat care îmi iese în cale sau să fur 15 doze de bere din Carrefour ca să mă bage și pe mine la pârnaie. 12.000 de euro în 4 ani înseamnă vreo 3.000 de euro pe an, adică 1.200 de lei net pe lună, cât salariu minim pe economie. Și asta fără să muncești o secundă, băi nene. Dimpotrivă, după ce ai dat în cap la o bătrânică, fiindcă nu a vrut să treacă strada, ai violat o vecină, fată mare. Sau după ce ai băgat mâna până la cot în banul public, la final mai primești o recompensă din partea statului ca să pleci cu amintiri frumoase din Pârnaie. Culmea este că de prevederile acestei inițiative legislative va beneficia inclusiv politicieni, ca fostul senator Mădălin Voicu, fostul premier Adrian Tănase sau fostul ministru Nelu Farmaciu, care în cazul ultimului, statul român oricum nu și-a recuperat niciun leu din milioanele de euro furate. Deci dacă guvernul docilă vrea să-i premieze cu diplomă, coroniță și bani pe hoți, tâlhari, corupți și criminali, te întrebi oare n-ar trebui să plătească despăgubiri și victimele acestor infractori pentru suferințele îndurate? Și oare doar pușcăriașii beneficiază de condiții improprii de trai din partea statului? O pluă! Bolnavii au parte de aceleași condiții, poate chiar și mai grele, că în spitalele noastre, în afară la gândaci, saltele mânjite cu căcat și pereți plini de grasie, mai este și stafilofloci, bacterii care te omoară mai repede decât o fac șobolanii din pușcării. Înainte să le dea 1000 de euro la pârnăiași, guvernul docilă ar face bine să bage suficienți bani la sănătate și la educație, la spitale și la școli, că acolo este marea problemă. Nu la tâlhari și la miliardari de carton din politică, care pe lângă că a furat miliarde din banul public, mai vrea și despăgubiri pe deasupra. Că vezi, Doamne, a avut condiții improprii, n-a primit hârtie igienică țeva la pârnaie și a trebuit să se șteargă la cur cu maieul colegului de pat. Hai că iar m-am enervat și mă duc să strig lozinci în fața guvernului și să mă bat cu jandarmii, poate mă arestează vreo 4 ani și fac și eu rost de un ban cinstit. Like-uri și prietenie la toată lumea, mai puțin la golanii ăștia.